Dodoma Tomberon! 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 Socialist, Plahotniuc a plecat, mănușa a rămas. Dodon la Tomberon. România, țară mică, iar Rusia n-are frică. România, țară mare, iar Rusia frică n-are. Îi plac, îi plac, o furat destul. Da, pe ce m-a adresat că te-am amică acolo? Unu, doi, socialiștii la gunoi! Socialiștii la gunoi! Socialiștii la gunoi! Прокурор и кадиши ответственно пущит, помешал. Что трептен, трептен, нарине, что ему не так, нарине, что ему не так. Моя лакрапа, лакрапа, лакрапа. Domnul procuror, puneți mâna, domnul procuror. Noi am luat un tomberon de 120 de litri, dar sunt mai mari, sunt diferite, mari. Iată, avem și băieți aici. Frumos. Încercați să iubiți Moldova. Bravo, tineri. Mesaj frumos. Dodon la Tomberon. Suntem la Curtea Constituțională, stimați prieteni. Alături de oamenii noștri și de alături de echipa Democrație Acasă. Ia spune, Vasile, cum te simți după gazele lacrimogene? După gazele lacrimogene 80% văd bine, dar 20% au scăzut vinerea. Ce vreau să vă spun de Dumitru Urâtu? Dumitru Urâtu, atunci când ne-a dat gazele lacrimogene,
fiți atent în live și ala lui Dumitru Urât, eu vreau nu știu ce în gură. Și el instal acolo. El instal în bindier. El a fost intoxicat, Dumitru Urât. De aia, puteți să-l sunați acum, el instal. El nici nu poate grăi. El e mâini de sus. De aia, vă văd. Ne bucură că suntem într-un număr destul de mare astăzi aici la Curtea Constituțională. Astăzi nu la curte trebuie de dus. Astăzi noi trebuie să fim la Procurorul General și ște Dodon în câmblă prin țară. 1300 de tone, el a adus, ne aduce 120 de vaccine de astea din Rusia. Când este mașina care vine de la ambasada Rusiei și aduce droguri în coace. Nu puteți aduce așele, nu dă el 1300 de tone de motorină. Cine e el? Și stat reprezintă el? Și țara e asta care permite la un debil să îmblă și să facă contracte din partea țării? Cine s-a chite este 1300 de tone de motorină ce-a le-a dat Suiei Dodon cu un bombardier din Moscova să aterizeze în Chișinău? Asta e țară, vreți să trăiți bine? Iată așa el ne-a condus toată vremea. Veniți, stimați prieteni, la Curtea Constituțională aici. Suntem cu colegii noștri, iată, Victor, domn Fediuș, domnul Ion. Domn Fediuș, ce mesaj aveți pentru cei care ne urmăresc? Și dumneavoastră întotdeauna ați fost alături de noi la evenimentele noastre. Mesajul este clar. Eu am fiu cu cel masca, eu și așa am în timbru ridicat, dar pe masca n-aș vrea să mă scurt. Vreau ca să mă aud mult mai clar, mult mai explicit, mult mai înțeles. Mesajul este că pământul, istoria și limba sunt trei piloni care se ține o națiune. Deci acest pământ, această istorie și această limbă, plus la faptul acești barbari, ce le-am spus, vor intra în dicționarul limbii românii, cu majuscule scris, barbari, și am să iau o paranteză de astea patrate. Deci după cum și-au specificat toți antivorbitorii înainte, noi am venit pentru a susține între aceste trei zile, care le avem luni, marți și miercuri, ca să fie odată suspendată această stare de urgență, să fie lumea clar înțeleasă că Maia Sandu a emis un decret prin care a dat drumul la alegerile parlamentare să aibă loc, să avem schimbarea în regim de urgență. Mai mult ca atât, accentuez doar un singur lucru, ca poliția, armata, să fie conștientă că cetățenii sunt tații, sunt frații, sunt surorile lor, sunt mamele lor, să nu încerce să opună rezistență, deoarece lumea a ieșit în stradă să-și expună o indignare pe care o comite în continuare sub un gest atât de umilitor. Ei sunt atât de dezechilibrați toate aceste mizerii socialiste, șoriste. Dacă uitați, vine triauca cu gunoaie și ană. Dodon la Dom Beron! Da, că a luat destul, da. Trebuie să-i dăm. Pe smeță, trebuie să-i dăm. Dați-i șavalul porcul ăsta. Sui în Dom Beron și ajunge drept la pătre ispisoși. Lumea o să facă un cordon aici și o să vedeți cum ies la Parlament și trec toți. Acolo le-i locul. La pătre ispisoși este locul acestor criminale societății, barbari și am spus ticăloși, excloși, care ei au încercat în toate formele lor să-și arăte că ei urmăresc niște interese personale și nici de cum interesele cetățenilor. Să vină în față Curții Constituționale Dodon și o să vadă câtă societate este pentru a-și expune această durere, unde el de fapt vine cu avioane de astea militare, râsul ăsta, vaccinul ăsta, mizeria asta, care el vine cu baba Zina, le-am spus și ieri de la aeroport, este cea, ca să vă spun, monstră, apostamentul, să duc și ei o perie de sârmă, baba Zina, el o bancă crască, tot a zis că e bezrabotnic, n-are de lucru, el e clar că n-are soviste, să duc acolo, amâia în sărbătoarele de Paști,
să fie ca un licurici acolo, lucruelul să fie schimbat, că nouă ne-a adus de fiecare dată, începând de la aeroport. Și nu numai, și ne-a adus specii introductive care nu sunt caracteristici reliefului Republicii Moldova. Ne-a adus birioză, fien, mesteacă, noi stacă, eu vorbesc deja în limbaj ca să mă înțeleagă toată lumea. Să ducă, dacă nu îl ridicăm de la Sadova cu mața împreună, și spunem că a născut acest ticălos, lofătat într-un cuvânt, acest țăgan, înțelegeți? Țăgan burit, care îmbla pe timpul Dodon și făcea meeting-uri și tatăl ăsta că e mort pe laiță. Deci încă o dată, cum spune, da? Țăganul când a ajuns la condiții mai întâi cu tatăl locului, da? Să fie clar, deci prin Constituția Republicii Moldova, care este legea supremă a statului și a societății, nicio altă lege nu este mai supremă. Și eu am să le aduc de fiecare dată că le-am luat monstrele. Și aștept, n-am vrut eu cuvântare la acest microfon, deoarece doamna a tras acest semnal de alarmă, probabil să descarce bateria, să aibă parcurs cine mai comand. Uitați aceste poze, să știți toate aceste cioate, Dodon! Ei asculta împreună cu Manjeru, cu Cojocaru, cu Pierju, toți acești barbari stălhari care ne-a stăiet acest ezaur și acest patrimoniu numit Fond Forestier, vă pun piese, o să mă gândesc, probabil, să vedem pe ce tonalitate, nu e exclus, că să ajungem marele maestru Eugen Doga să vă pui o piesă așa, destul de lină, plantam și plângeam, să vedeți ce facem noi și cum înverzim acest plai natal care l-ați distrus, uitați cum ascundeau cioatele sub aceste metri stieri, da? Uitați cât cireș aici, lemn de lucru. Tot, avem probe suficiente. Arbori tăieți în plin sezon vegetativ, arbori verzi drept, astea sunt criminali. Arborii sunt aceiași ființe care răsuflă, produc oxigen, ne țin umbră, ne apără de razele solare, de vânt, de toate astea. Deci noi nu o să iertăm personal, eu vă spun, îmi bat joc de dânșii, în ultimul hal, să vedeți ce pepinieră le deschid eu în prom zonă la pușcărie. O să mă interesează fiecare zi, baba Zina cât cu făiești, cât e o chincuță ai cusut, tăt absolut, cășuță-i să ai tăt regulat acolo. Deci ei trebuie să răspundă acești barbari pentru toate aceste acțiuni care le-au comis asupra naturii, mai mult ca atât, s-o arăta de fiecare dată, folosește Vasile Costiuc la Democrația Acasă cu întreaga echipă. Toți acești piermini, câmblă prin bazaruri, câmblă... Deci noi nu umblăm decât să arătăm lucrurile reale și veridice. Sunt probe, dovezi care s-au arătat și ieri în teritoriu, câtă masă lemnoasă stă, care se deteriorează în pădure. De fapt, ei au vândut acești stejari. Uitați aici în acești stejari, cu ce suprafață. Noi nu o să lăsăm în continuare. Deci tragem aceste semnale de alarmă clare, ca ei să răspundă în fața poporului, în fața națiunii, să fie judecați în piața mare a dumneavoastră naționale și să știți că etapul este la P13. Să vedeți ce mauzoleu facem cu cadavrele astea politice. Astea sunt niște persoane în descompunere, niște hoituri care de la dânsii nu numai că miroase, dar ți-i greu când ne auzi, când deschid gura, pute tare. Ți-i greață. Pute, înțelegeți? O miros neplăcut, o logică și o gândire destul de destructivă, nimic constructiv. Au încercat să șantajeze persoanele, să intimideze, să le aducă la limita disperării ca persoanele să ajungă în stradă. Orice cetățean, dacă ies în stradă să protesteze, înseamnă că este nemulțumit de o acțiune care se întâmplă în țară. Uitați ce business-uri, ce afaceri și-au făcut ei. Fugare este electric ușor. Acea transfugă ticăloasă și prostituată politică, Violetăcica Ivanov, starșii laborant care spăla eprubietii, au venit în juchet verde să ne arete nii la tribuna Parlamentului că faci moratorii, să vezi și moratorii fac eu din neamul tău. Și să arăt cum ai trecut canalele și mizierile din aceste instituții academici, unii, nu știu, nici rușine, nu vreau să dau denumirea acestor persoane, care e plagiat și s-o dat în șașel statul, bă, greață, scârboșeniu, jigodie a națiunii, am găsesc toți termenii. Cea mai bună armă este atacul, să vă atac, să vă arăt ce dezastru ați făcut voi în societate și ați adus acest mediu înconjurător și această planetă într-un hal fără de hal. Deci lucrurile stau destul de rușinos, lăsați că eu am așa un timbru, stau așa destul de bine
așezate și chipzuite, că voi nici nu visați. Deci mesajul meu este către toată societatea și am să mă întorc înapoi și am să repet. Pământul, istoria și limba sunt trei piloni pe care se ține o națiune. Deci ei încearcă ca națiune să ne distrugă, să-și apere niște interese a lor materiale, financiare, venind cu aceste avioane militare la aeroport, acești doi viruși, Baba Zina, da? Și cu acest Igor Fâsu, unde ne-au arătat în continuare că ei încearcă pe orice modalități să manipuleze cu societatea, să creeze diferite disfuncții, nu numai în societate, dar și în acest mediu, în acest ecosistem în care noi trăim. Deci ne-au prejudiciat carierele, ne-au prejudiciat pădurile, ne-au prejudiciat economia, tot absolut, cultura. Deci încearcă de fiecare dată să manipuleze, că am să merge și la Mitropolia Moldovei, să arătăm la cel Vladeca, care el se odihnea pe Maldini, că suntem fix, suntem în săptămâna mare. Mă rog de mă iertați, dar vă spun așa cum stau lucrurile pe nume. Acești iudei a societății care au vândut țara, stau fugari și i-au eliberat de pe la pușcării, de alt defilat, înțelegeți? Care are umoruri împreună cu fratele lui, Platon, următorul controversat om de afaceri, mi-e migrează de cel televiziuni care vorbește și îi dă așa un statut, controversat om de afaceri. Ce afaceri a făcut el cu noi? E controversat. Riderul numărul 1 în CSI. Vă dați seama? Sorsa stă închisă în Rusie, da 10 ani de pușcărie al lui Platon. El vine și dă noroc aici în procurorul general. Vine bolfosul ăsta de boli aici. Eu multă stimă am față de toată societatea care a venit aici. Dar să știți că doamna respectivă care a avut curajul să ducă la mașină, ăsta cred că a făcut pe dânsul mașină atunci. Jigodia asta de boli, furculiță. Toți aici care umbla gâțcan, ascunși pe vii, o dat baloane cu gaz, o cerut baloanele cu gaz împreună, înapoi de la lume. Deci toate lucrurile se cunosc. Rușine! 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 Deci noi ne dorim anticipate ca să schimbăm lucrurile spre bine. Societatea se mobilizează pentru a face o schimbare. Și abia vreau să spun că o liniște sufletească. Nu trebuie să stăm toți de fiecare dată pe stări de astea din liniște, de isterie. Că ei încearcă să intimideze, ei încearcă să facă procese verbale. Uitați acest dement de la Mold Silva, acest criminal care el a fost destituit, am spus în platou la Agro TV Moldova, a făcut un ordin care nu are nicio putere juridică, nu a fost publicat nici în monitor oficial, nu are o putere executorie, el a contrar normelor constituționale. Deci este o persoană care se teme din cauza că lucrurile se arată în teren cum stau la fața locului și de fiecare dată noi am arătat. Uitați ce dezastre, ce stadioane ne lasă ei în aceste suprafieța fondului forestier. Ei știu ce înseamnă pădure, ei știu ce înseamnă ecologie. Uitați, îi ducem pe băc acolo să vedeți câte pungi, câte sticle de plastic, fauna asta, să vedeți ce facem noi să din... Doamne ajută să fie alegeri de anticipate cât mai urgent. Să țineți minte că eu vă spun să schimbă și acest, nu știu, da, corect, asta am vrut să spun, dar am vrut să folosesc alt termen, înțelegi? Care el să uite ce bani, dă-i ore de lucru lui Dodon acum că el e fără lucru. Bezrăbotnicul, el să plânge și plătește posturile de lucru că a rămas fără lucru. Cu ziua, băițel, cu ziua ai să îmbli, dacă văd că poliția deja acolo la deal a primit o sacoșă cu covrigi, le-a adus vă două pachete cu apă, voi ați ajuns să mâncați covrigi, la așa umilință v-a adus. Deci este o mare rușine, noi solicităm anticipate, susținem ideea care este pornită până la capăt. Anticipate! 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 Anticipate!
anticipate, 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 anticipate. Bravo! Dar nu tem, că nu am Domnul Fedeus, bravo! Noi ne bucurăm că avem în echipa noastră, în echipa Partidului Democrației Acasă și oameni așa, domni care se luptă într-adevăr pentru țara noastră, se luptă într-adevăr pentru pădurile noastre, se luptă într-adevăr pentru patrimoniul nostru, ceea ce este un lucru foarte important. De fiecare dată am fost alături de dumneavoastră, de fiecare dată și dumneavoastră ați fost alături de noi și ne bucură acest lucru. Uitați-vă, oamenii ăștia, toți oamenii ăștia care au venit astăzi aici în fața Curții Constituționale, îți doresc tot același lucru. Dacă suntem în live, ne privește toată lumea, am sărit, am găsit în arhiva personală a familiei acea fotografie cu acel criminal care a atentat la viața lui Vasile Costiuc la Tibiliuț. Uitați-l și am spus-o, de când purta el bușlat și uniformă de poliție. Deci să știi că noi am să venim, uitați aici era, să vede că este o coincidență, să vină să ciocnim ouăle. Deci Dodon s-a găsit la etulie la baba și ea. Zilea! Aici să vezi cum ciocnim ultima dată când ciocnești culoarea roșie. Deja ouăle o să devină tricolor. Deci am foarte multe probe, foarte multe dovezi, foarte multe argumente asupra la acest dezastru care se întâmplă anume în domeniul silvic. Și dumneavoastră ați văzut, Democrația Acasă susține și agricultorii. Cum ni se scoate grâul din țară? Cum ni se scoate lemnul prin diferite canale, cum prin diferite scheme, petrolul. Se extrage petrolul, cum se extrag acele cariere de nisip, de prundiș, ei fac afaceri, afaceri pe noi. Lagul noi, ți l-ai luat, ți l-ai luat pe fratul Alexandru, toxinile societății, niște râsuri, și niște scârboși, niște mizerii. Plăhotniuc, nu uitați, mi-te. Țin și lui Dodon și-a spus o din ăsta lui. Nu să nu uităm. Dodon, știți pe acolo. El n-are de lucru, dă să-l aruncăm aici. Pregătiți pe smeții, pregătiți pe smeții. Pe smeții, ceaiul. Bravo, domn Fediuș. Deci acestea sunt pe moment toate declarațiile, poate să vină orice cine să-și expună părerea, viziunea. Este dreptul la libera exprimare. Fiecare venim pentru a ne întări, a ne consolida, a ne mobiliza, ca să avem o decizie finală a președintelui ales în exercițiu, vor avea loc alegeri anticipate în următoarele luni. Două, trei luni. Cât va considera și cât este stipulat conform Constituției Republicii Moldova. Dar să știți că ei trebuie acel țurcan de aici eliminat din Curtea Constituțională, acest comunism, să plece de aici toate aceste cadavre care ele stau de alte țurcanul și încearcă emit, vinși de pun jurământul. Băi, voi n-aveți nimic sfânt în voi și n-ați avut niciodată. Demisia și la pușcărie, la pușcărie în regim de urgență. La 300. Cât mai repede, cu atât mai bine. Termenul de executare s-a început deja. S-o cotiți că trebuie să răspundeți față de întreaga societate. Ne-ați murdărit imaginea din toate punctele. Și economic, și social, și demografic, dar în primul rând ecologic. Așa o țărișoară de mică și voi exportați lemn la stânga, la dreapta, cariere. A unde sunteți voi? Pe moșia cui? E că tu e moșia, aici. Corect spuneți, corect spuneți. La tomberon, la gunoi, la pucării. Azi, l-am chemat, hai să mergem să vedem încolo ce mai spun oameni, să mai discutăm cu ei. Te-ai chemat? Eu sunt direct acum, da, sigur, sigur. Cârpa, așa nu e.
Nu, este ele. Hai să mergem acolo. Stimați prieteni, noi să trăim. Acum, uite ce doamne frumoase avem aici. Numai pentru Moldova suntem. Corupția, bandiții jos, copii acasă să fie. Avem nevoie. Dodon. Jos Dodonul, jos Culiocul. Jos Dodonul și cu Zănica. La Cojușna să vii să lucreze dealurile. Eu lăsa părloagă, Zănica. Hai de lucru de așteaptă. Dealurile Cojușnii. O distrus satul. Din zăvodul, cu ne-a lucrat 20 de ani acolo. Șâne și chică. Bravo pentru curaj, bravo că ați venit astăzi aici. Vin și numai înainte. Ne dorim schimbarea cu toții. Doamne ajută la mai mult și la mai mare. Doamne ajută. Bravo. Domnul Adrian, dumneavoastră la fel ați fost alături de noi întotdeauna și ați fost la toate protestele și toate acțiunile care oamenii noștri au fost prezenți și toți cei care își doresc schimbarea. Ce mesaj aveți pentru cei 1100 de oameni care ne urmăresc acum, Andrei? În ce privește despre mine, eu nu pot, nu am ce face cu mine ca să nu pot fi prezent la apărarea dreptății viitorului nepoților mei. Dreptăți hoții ăștia. Nu pot să nu fiu prezent acolo unde este pericol pentru viața nepoților mei. Da, sunt nevoit să ies în stradă numai din cauza furtării a incompetenților în Parlament, jumătate este 52-53, care lor le încot despre viața oamenilor. Să sperăm, poate mai mult dacă am fi, ar fi mai bine, ca să-ți dea seama. Că ei nu că n-au dreptate, dar chiar fac și niște nebejuiri rusolani. Uitați-vă cât suntem aici, dar noi suntem mult mai mulți. Alături de noi sunt 1000 de oameni în direct acum, online. Și noi suntem mult mai mulți. Oamenii își doresc schimbarea, oamenii își doresc ca să fie alegeri anticipate. Ca să scăpăm de acești hoți și acești bandiți care ne fură și ne prădează țara. Hai să mergem. Hai să mergem încolo. Asta scrie clar. Această mizerie, care el a costat 4 ani de zile, acest mandat, și cum a spus domnul platou de emisiune, este neconstituțional ales. Deci el a mers autobuz cu bani care l-a votat în parte și o mizerie care a folosit, vreau să spun că diferite profituri. Krasnoyevski l-a făcut prezident. Pur și ei tăieți placondrița. Băi, e bajocru. Altfel nu îți spun așa popular ca să înțeleagă și lumea de la țară. De tine să râd și rușii. Că degeaba te duci tu acolo și puti zamoașele pe la ușă. Știi, ești o treapă, băi. O cârpă care trebuie să te duci la P13. Dacă nu Siberia, matră n-aia. Te duci acolo la un evrei, la Vostok. Ți-ai luat catrafuțele și ai plecat, ți-ai luat apigalea, ți-ai luat țâncanii și aguni. Chien un avion în coașe, ți-l plătești șor și găsești lui acolo și te duci. Tu îți dai seama că tu ești deamul cu ciomadanile pregătite. Ții nu ți-i clar. Vezi electric celălalt, jădănașul care stă în Israel, și aici l-am care și-a lăsat barbă, stă pe-n Turcia. Vezi acolo, vă întâlniți, acolo precis ca să vă pui la respect, în primul rând, băștinașul. A pe urmă diaspora îți vă cheme la ceai dacă sunt diaspora. Voi sunteți monitorizați, asta clar să fie. Nu o să intimidați voi nici de cum societatea, vedeți că vițile și nici tu. Ești un nimeni, băi, un gunoi ești. Tu așa ca cei cu scara să-l pui pe Lenin când te-o primit în Partidul Comunist. Nu-i nimic, eu vorbesc. Avem și pe masca asta ca să fie. Avem ce votăm. Și o să votăm într-adevăr ceea ce ne dorim și ceea ce
trebuie să avem. Eu vă spun încă o dată, masca este o modalitate de protecție, dar eu vreau să vorbesc, mă aud liber. Liber să mă aud. Nu o să-mi îngrediți mie dreptul să respir sau nu. Asta să fie clar pentru dumneavoastră. Este neconstituțional și chestia asta cu masca. Toți avem același fapt, dar respectăm condițiile cu toți. Nu faci cum vreți. Domnul Valentin, ca să știți, în toate țările civilizate, și în Germania, și în Franța, nu au rămas moldovenii chiar ochii ca cuiva să se ardă picioarele. Măscă mi s-a spus clar, spate absolut, se păstrează distanță. Dar în timp, în momentul când persoana vrea să se expune, dumneavoastră masca asta o țineți care este contaminată. Și vă spun, este mult mai riscantă decât acei care o poartă. Nu deplasați accentele. Nu vă deplasează nimeni accentele. Vă spun că este lume civilizată care vine. Noi cunoaștem legea. Legea o să expire mâine, nu mâine, cu ai mâine. Masca, ușii de plămâie. Nu vă lăsați, vă rog, accentele. Am venit să protestăm împotriva urmă. Dumneavoastră nu trebuie să închideți gura persoanelor care vor să expună. Nu deplasăm accentele, vă rog frumos. Așa nu, treaba lor, oameni, cum așa, nu trebuie amestecat. Care vrea scoate masca, scoate, care nu, nu, nu trebuie, că nu sunteți Pavel Bolc să-i spuneți, tu ai dreptul, tu n-ai dreptul. Din păcate, regret că dumneavoastră ați venit aici cu alt scop. Nu, dar pe asta nu trebuie să scădim, acum nu le zici la oameni. Nu te bări la oameni. Noi respectăm ce deci, se respectă această măsură. Uite, nu încercați că ești nici o stare tensionată cu dumneavoastră. Poștele spor, sunteți liniște? Da. O zi bună. Starea asta de urgență și le trebuie în lua Ramuian. Mi-e impune să stăm masă. Deci asta încă o dată este o modalitate unde să încearcă să ne astupi gura. Gura nu o să ne astupi nimeni. Avem dreptul de a ne expune. Da. Deci e clar pentru toți cei care ne privesc, pentru toți cei care ne aud, lumea a venit aici să expună. Nu să arăte parada măștilor. Să fie clar. Deci solicităm în alții curți constituționale. Între aceste 3 zile, de fapt 2, deja s-au păcat că noi suntem astăzi la 11-16 minute, le-au mai rămas încă da, câteva ore numărate unde trebuie să dea în verdict clar. Să se scoată această stare de urgență, să fie în regim de urgență dizolvat Parlamentul, anticipate! 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 Eu cred că noi trebuie să-l prindem pe Igor Dodon până n-a fugit. Dacă noi îl prindem pe Igor Dodon, noi suntem cu tuzul în mână. Îl pedepsim cum vrem noi. Dar dacă noi scăpăm, degeaba. Acum? Da, noi pentru asta cine trebuie să lucreze? Sinsul? Procuratură? Dar la noi procuratură cine? Bandiți? Nu poți să ai întrești în adeși. Procuror? Dacă i-a dat drumul lui Pilat, lui Platon. Ia gândiți-vă, ce procurorul general este? E pus de Vadim Krasnoșenski de la terasul Mătașii Vlad la dâns. Și Dodon Rete sunt. Da, da, da. Procurorul general e de la terasul, nu uita. E pus la indicația lui Vadim Krasnoșenski. Îi trebuie să aibă împreună. Da, da, da. Ești prieten. Unde vrei să știi aici legii? Unde vrei? Și-l opus procurorul ăsta general, și-l opus. Nu Igor Dodon. Da, da, da. Igor Fâns și Dodon. Da, da, da. Îmi cer scuze. N-a să-l mai numesc Dodon, niciodată n-a să mai numesc. Igor Fâns. Procurorul ăsta general e pus de Igor Fâsul. Și clar că el lucrează la indicația numai lui Igor Fâsul.
gata. Mașinul să vede. Da. Ce a făcut procurorul? Ce a făcut? I-a dat drumul la șeala din pușcării. I-a dat drumul la șeala din pușcării. Pe ăștia, ușor, nici amul nu pot să văd. La indicația lui... Ia gândiți-vă, ce a făcut? Ia că ce a făcut eu. La indicația Moscovei s-a dat la zon, ușor. Și atât separatiști. Ce? Băi, Sandu, îl cheam o dată, cheam de două ori. Ce? El, da. Asta de greceană e spate, e ca fi distirbit eu, păcut, înțelegeți? Nu pușigaie asta de distirbit. Deci e un trat, înțelegeți, în istorie. Băi, râde lumea din noi, cu trolul 1, cu trolul 2, transfuși politic dintr-un partid în altul. Serios ca sârbu, Mariночка Таубе, Регина Апостолова, Виолетта Иванов, Кадавру Шхойту Дебяков. Бай, тоти рысурли эстя, ню адус эстраде, целеростим, анцелезец, нумили эстя, лора, кари искрет, персоани импортанти. De fapt, ei nu costă nimic, nu au nicio valoare pentru noi. Din cauza că personal ei s-au devalorizat. Plus la asta e exemplu clar să fie cum au fost fugari și sunt fugari. Și Nina Ștanschi din Tiraspol, așa urmează și greceana, încătușați tot și la pușcărie. Mizeria și cadavru societății care au stricat aerul în această instituție legislativă numită Parlament. Numai pentru cuvintele și să iau din nou masca, să știți, acea greceană trebuie să răspundă clar. Când a fost în funcția de prim-ministru și a spus că dacă vor ieși tinerii din 7 aprilie, țineți minte, vor ieși în stradă, armata va trage în ei. Să te mănânci tristeța la pușcărie, scârboșenio și mizerio ce ești. Numai pentru aceste cuvinte trebuie să răspunzi care le-ai rostit și ai intimidat societatea și ai ținut tinerii încordați. Clar să fie, Voronin, iarăși la fel. Tu ai crescut toată brigada asta. Te-ați colhoznici iște. Toți șarlatani. Țărâd întreaga societate, ai stricat toate relațiile de colaborare cu țările vecine și cu Ucraina și cu România. Cărți de istorie ți-ai făcut, cu mitropolitul ăsta l-ai băgat și l-ai murdărit de sus până în jos. Biserica este apolitică, n-are ce căuta biserica în politică. Categoric este scris de mult, biserica este apolitică. Te-ai folosit cu fieță burdănoasă bisericești. Ai intrat cu mașina prin diferite terenuri agricole. Te-ai făcut de râs, băi, să râd rușii de tine. Chiar ție nu ți-e clar că tu ești un paranoic, un schizofrenic, o persoană bolnavă de putere. Unii tu încă te consideri la acea emisiune, președintele vorbește. În șterga că așa te fac ca pe un bâcior. Băi, ești un nimic, ești un gunoi a societății și ieși și termină, încetează încă o dată cu acestea iurele ale tale. Că Doamne ferește, eu am spus la așa persoană, cu boli de astea, retard mental, să îi se dea o întrerupătură, ăsta stânge lunina la lume. Vă dați seama, el să fie conectat, el e bolnav de funcții. S-au văzut, s-au râs, au fost cu Kirkorov, prostituata și ei de la Sadova care spune, băi, niște râsuri de acolo care ieșe și spune de Maia Sandu Tătine. Niște lepri și niște jigodii ale societății care vreau să intri într-o istorie destul de rușinoasă într-această perioadă de timp. Trădători de neam, de patrie și de țară. Să vă fie clar, statutul vostru este negru pentru totdeauna. Țara în 30 de ani trebuia să dezvolte și să fie mărân cu acele țări, estoniene, lituania și tot așa mai departe. Nimai vorbind, avem țara vecină România, care v-a dat ajutoare și în continuu încearcă grădinițe, școli, spitale, drumuri, scări și tot așa mai departe. Rușine încă o dată. A stricat imaginea Republicii Moldova. Totalmente la pușcărie și trebuie judecați în fața poporului. Să vadă barbarii, dosarele fabricate care le-au făcut, lumea care a fost persecutată, le s-au luat afacerile, au fost intimidate și tot așa mai departe. Ei îmblă cu șantajuri. Șantajori ieftini, de 3 copii. La pușcărie acolo, o să fiți primiți așa cum trebuie. Anticipate!
Anticipate! Anticipate! Anticipate! Anticipate! Jos trădătorul! 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 Jos țiganul Fâșu! Da, Madalina, numai un lucru nu ai spus. De ce e fapte care au făcut carabina aia? Tinerii. Vrei, nu vrei, ieșim de acasă. Suntem sătui. Trebuie să ieșim cu toții aici. Trebuie să ieșim. Trebuie de organizat și rușul mănăstări din țara asta. Uitați-ți fac acolo de Sinistru. S-au unit. Acolo sunt milioane de ruși. Dar ei totdeauna. Ei birul îi alungă. Cum și fac, da. Dar noi moldovenii suntem așa uleată, măi. Oamenii buni, înțelegeți odată. A ajuns un loc scris, a cuțitul la os. Trebuie să înțelegem, să ieșim. Păi, să ne unim. Scotărim odată toate întrebările astea. Cât poate un om să ne ții ostatici aici? S-a săturat toată lumea. Ajunge. Jos Dodon la pușcărie. Trebuie să facem o schimbare. O schimbare oricum și cât putem noi. Avem copii pișcotari, singuri am fost 20 de ani. Suntem de la diaspora și noi. Cât putem noi să... Dar de unde sunteți? Noi din Cimișlie. Cimișlie, dar din diaspora de unde? De la Roma. Roma, Italia. Roma, da. De mulți ani avem. Dar și acolo trebuie, ia că acum s-o voleac să mai fii. Mă e nervi, dar până mâine era lor totdeauna știți așa. Avem 63 de ani, am venit acasă, de-am gata, unde mai primești la lucru? Am venit acasă, n-am avut la ce vine. Venim la casa noastră, asta e țara noastră. Nu, te-ai distrus, vă furat pe noi. Dar domnul să ne conduc atâta cât scoate. Nu s-a primit, ai fost președinte, trebuie să arăți ca lumea să te aleagă de. Nu ți s-o primi, dă drumul la altul, lasă să lucrezi și gata. Aveți, domnule, că ei nici nu vor să se ducă. A, păi ei nu vor să se ducă, dacă altfel... Ei nici nu s-or duce niciodată, că îți fac milioare Rusia. Aceia rușii mari care cu Ucraina, frate, surori, și îi merg împotriva lor. Dar lasă-i să ducă, e Rusia, o lume întreagă să rămâne. Și de plin atâta, nu se poate așa cu frate de trăit. Așa pe noi ne-au încurcat, cu românii ne-au făcut să-i urăm să nu știu nimic, să nu știm nimic din istoria noastră. Mulțumesc că mai sunt telefoanele de unde noi aflăm lucruri adevărate. Chiar mulțumesc. Vreau țara mea. Străim noi bine. Și noi tinerii ne dorim, Doamne, de asta suntem aici. Chiar dacă suntem tineri sunt mai puțini decât oamenii mai în vârstă, dar să știți că tinerii tot își doresc schimbarea. Asta vrem, că acum mai mult depinde de tineri. Ei cum or să participe? Viitorul e lor. Știm și noi, copiii noștri, psihotari. La tineri place că îi bat cu bani. Păi da, da, da. Bat cu bani și... Eu ca să intervin, fiind că vorbesc de studii. El s-a gândit vreodată, ca să spun așa în suflet, că are jigodea copil care învață la Prometeu aici, înțelegi? Păi, ții, nu ții rușine, jibatină, că altfel nu poți să spună, să folosesc test termenii, să audă și cei care sunt vorbitori de limba rusă. Ne-ai făcut de rușine țara, neamul, istoria, limba, tot absolut în țara asta. Ești o mizerie, o scârboșenie a societății și ți-ai denigrat urmașii urmașilor la mulți care i-am dus în serviciul ăsta taxi, li-i rușine că poartă numele Dodon din cauza ta dementului. Ți-am spus rude de-a tăi personal, mi-au spus cum ai intimidat preotul de la Sadova, cum ai interceptat telefoanele, cum ai interzis de-a trece cu Mitropolia Basarabiei. Băi, ești un barbar, e la terenurile agricole, te iei pun de la oameni care aveau proprietăți acolo. Băi, cine te crește încă o dată în țara asta? O să pună lumea clar mâna pe toate aceste avuții și exprocherii care le-ai făcut. Avuții ilegale, afaceri mizerabile, toate se vor împărți la băiaturile social vulnerabile. Să fie clar, începând de la
Vom face așa o listă și să vedeți de la Mircea Snegur, primul președinte al Republicii Moldova, până la tine, tot absolut confiscat și dat la stat și va fi întors și miliardul și vor fi restabiliti și aceste pagubi care voi le-ați creat, în primul rând economiei, ați ridicat prețurile la combustibil, voi una, două, ieșiți la programele astea voastre rușinoase și șorcoase. Băi, trebuie absolut interzis la pușcărie, știu și numai la NTV. Numai la un program acolo știu. A unii nu te întorci în limba rusă, faci programe, și noi trăim în Rusie, sau și unde nu pui, dă-te în limba rusă, și înseamnă asta, băi, noi trăim în Moldova, nu pot înțelege. Liniștește odată, ți-o dat lumea șansă să fii om mai departe, dar lumea de gata, nu te mai crede, la pușcării, ți-o spus gata, asta e. Numai că trebuie alegerile anticipate. Unica soluție sunt anticipatele. Anticipatele. Nu rămas mult. Doamne ajută. Doamne ajută, da, Doamne ajută. Chiar avem mare, mare trebuie dorințe. Și mâine, și mergul trebuie deșit. Tu trebuie de la sac. Ca să îmbrași lupastru în haine cel de procuror și mâine ori să intre dacă ați fi patru oameni. Trebuie de ieșit, oameni buni, de înțeles, de ieșit masiv, vedeți. Uniți trebuie să fim. Trebuie să ne unim cu toții, trebuie să fim uniți. Mai mulți moldoveni să vină, mai mulți, înțeleg, poate au lucru, dar trebuie, deci, trebuie să venim, altfel nu. Am mers dintr-un capăt în altul, din centru dimineață și întrebam și de polițiști, de tăți, unii se află curtea constituțională și spuneau că întrebați de altcineva, că noi nu știm. Nu știu unii special, așa, special, dar păi cum? Noi de la sud, de unii să știm? Știm că e în Chișinău, dar păi, nu știu precis unii și lor. Ce mai face tu, domn? Vini câteodată pe la comunărat când noi suntem din părțile cele. Și duci poporul ăla la găgăuz într-o minciunare, într-o... Duci în eroare, da, o duci ca să vii români, ca să vă ucide. Niște minciuni spune acolo... Și-o pus acolo, îmblă în comrat, prin centru, băieți tineri cu jurnale să-i scălească lumea care vrea să aducă ambasadă rusească să șipă în comrat. Cui îi trebuie? Ambasada rusească e aici, la Chișinău. Nu, 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 trebuie, așa stau. Și ei odată, bă, ei când a să aibă acum aia votare la găgăuzerii acolo, ei pun întrebarea că s-a duc consulator rus în comrat. Noi suntem de acolo, de alături, la graniță, știm tăsul. Chiar special am întrebat. Dar ei informează cetățenii sau... Dar cum ești stradă pe centru și l-am oprit special și l-am întrebat. Ce scălituri faci aici? Pentru cine vrei să facem ambasadă în comrat? Ambasada rusă în comrat. Vezi? E jale, e Doamne Ferește. Europenii le face, ies satul de Sfingeale, au făcut trei jocuri pentru copii de astea, locuri care pentru joacă la copii, grădinițele, oricare, și când îl întreabă, oricare om care merge prin stradă, ia uite ce v-a făcut, cine v-a făcut, toți cărușii v-a făcut, vine unul și le spune, ia uite de la Austria, de la Germania, de la Estă, apoi noi n-am știut, noi ne-am informat cărușii au făcut, vezi? Lumea special dezinformează. Se strag toate creditele să le trag lor, că ei au făcut. Au oprit 2-3 oameni cu căruța mergeau pe stradă și au întrebat, ia uite, moldoveni, e vorba că să ne unim cu România, cu astea, voi și de gând aveți cum. Unii plec moldoveni acolo și noi. Nu sunteți tot una, înțelegeți? Da, foarte. Dar majoritatea vor ambasade. Acum îl ajută pe domnul Putin, că el vrea să facă o țară nouă, Nova Rusia, și vrea să iei 6 oblașii din Ucraina, plus Pridnistrovia și Găgăuzia. Rușii se uite la dânșii, că ei singuri au sate care n-au lumină, n-au gaz. Se uite la dânșii, să așeze țara lor la un nivel înalt și apatunci se uite la alți țări. Dacă ai dat independență la Republica Moldova, ai declarat atunci că ei spun pentru aceea că Republica Moldova și independentă, acum ține-o că e independentă. Ieți armata de aici și gata, de pași la lumea asta. De atâția ani stă armata și... E independentă când ea are și armata aici.
ușa independent. Dacă n-ar avea rușii ei... Ei, e armata ei și nici NATO ei. În Germania sunt la pensii și le-au dat apartamente în Tiraspol și ei Tiraspol nu știu cum. Ofițeri de la Germania, de la... Care face Sofiu, de la orice țară. Și la ceași armenici, cu unii, cu unii de proviea noastră, Ucraina și mai multe. Trebuie să mai declare. Ei nu pot declara fără noi. Nu poate. Poate. Nu poate. Dacă încem am uia salon de guler. Nu-i faci nimic. Să spune, deși nu l-a arătat. Nu-i faci nimic de atâta că a declarat pe data de tari din iertul. Dacă ați facă mai multe, ați spui că nu vei. Ce are asta cu așeia? Dodon trebuie arestat astăzi. Ce are toate posibilitățile? Noi nu trebuie să-l arestăm. Este procuror. Apoi avem la dânsul să-l întrebăm. Deci el nu l-a arestat. Trebuie lume. Trebuie ca în Ucraina, băi, uitați, la țara de Sinistru, băi, în fiecare oraș, în fiecare stat, care mai mare raion, odată cei ca lor de acolo, care i-a stâmpără pe tățul Joboli, acolo sunt milioane, și ei nu știam. Dar noi aici, noi nu suntem uniți, mă, băi, doi oameni nu faci nimic. Acolo, în doi oameni, el... Acolo, dus acolo, în... Donbass. O grămadă armamenti, soldați, și se gătesc din război oameni. Mă duc să mai vorbesc un pic cu domnul deputat. Așa. Bună ziua! Domn Petru, ce mesaj aveți pentru cei care ne urmăresc și noi toți cunoaștem și vedem care este situația la momentul actual la noi în țară, ce mesaj aveți pentru cei și trebuie într-adevăr să ne mobilizăm, asta trebuie să fie... Da, mesajul de bază trebuie să fim toți uniți, să ieșim atunci când coții de la putere atentează la funcționalitatea țării și având în considerație că Curtea Constituțională este în pericol de faptul că cei de la guvernare, majoritatea parlamentară încearcă să demită un judecător pentru a-și pune judecătorul lor, asta trebuie să demonstreze tuturor că această clică criminală care se află la guvernare doresc să se mențină la putere cu 2 ani de zile prin faptul că Curtea Funcțională se decide în folosul lor, nu în folosul Constituției și a cetățenilor. Metoda lor este una banditească prin faptul că se încalce Constituția să-și impună un judecător în mod ilegal pentru a menține starea de urgență ca să nu fie posibil dizolvarea Parlamentului. Și bineînțeles că ei vor dori ulterior să se prelungească această stare de urgență până în 2023 să nu fie alegeri parlamentare anticipate, ei 2 ani de zile să mai poată fura. Acest fapt trebuie să motiveze pe toți să iasă în stradă, să păzim Curtea Constituțională, să susținem Curtea Constituțională și miercuri, în ziua când se va examina sesizarea privind neconstituționalitatea hotărârii Parlamentului privind instituirea stării de urgență, atunci trebuie să fim și mai mult, să fie un mesaj din partea poporului, Curtea Constituțională este susținută, se decide în favoarea Constituției și în favoarea cetățenilor. Asta trebuie să fie și asta trebuie să se întâmple, pentru că într-adevăr, acest lucru și-l doresc toți cetățenii și toți cei care au venit astăzi aici în fața Curții Constituționale. Doamne ajută și ce sunt cei ce faci. Mai vorbim cu oamenii. Când vii sala, cum e fostul ministru, premier ministru, care sunt de zi, Ați, stimați prieteni, noi suntem în continuare în fața Curții Constituționale, în susținerea Curții, în susținerea tuturor celor care își doresc schimbarea și
mesajul nostru este pentru toții la fel. Alegeri parlamentare anticipate. Doamne ajută, de aici din fața Curții Constituționale o să revenim ulterior cu un live.